Salutare la toată lumea și bine ați venit la canalul meu de YouTube, Headlamp. Astăzi vreau să fac încă un unboxing. De data asta este vorba despre o lanternă de cap. O lanternă de cap destul de puternică. Și ce m-a făcut să fac acest video este prețul. Ea este un pic diferită față de tot ce se găsește pe piață. Producătorul promite 20 de ore de funcționare. Vă spun că nu e așa, sunt cam jumătate, cam 10 ore de funcționare la o singură încărcare. Are 20.000 de lumeni și 100 de metri bate fascicolul de luminos. Bun. Bineînțeles că este făcută în China. Prețul a fost undeva la 110 lei. Și l-am cumpărat de la un magazin din Brașov, care sunt cu echipamente sportive. Am una. Am folosit-o cu succes, m-au lăsat acumulatorii și dacă mă duceam să cumpăr acumulatorii, mă costa poate mai mult sau tot pe acolo. Atunci am zis să iau lanterna cu totul. Uitați, așa arată lanterna. Este un pic diferită, nu este modelul ăsta. Am folosit-o cu succes 2 ani de zile. Are un LED destul de mare, dar sunt aproape identice. Haideți să vedem ce este în cutie. Lanterna vine destul de bine ambalată. Avem un încărcător și lanterna propriu-zisă. Și presupun că 2016, bun, presupun că la anul de fabricație. Travel charger. Ok, cam așa arată, vă arăt și mufa, așa ar arăta mufa, mă focalizează, bană. Bun, haideți să scoatem lanterna. După cum puteți vedea, lanterna este un pic mai mare ca cea pe care am avut-o. Are două LED-uri. Are un LED alb și unul verde. N-aș putea sincer să vă spun la ora asta la ce folosește fascicolul verde, dar presupun că pentru ceață. Bun. Să vedem, poate pot să deschid aici în spate să vă arăt ce acumulator folosește. Deci folosește doi acumulatori, modelul 18650 de 4200 de mAh cu 3,7 V litiu-ion. După cum vă spuneam, cei anteriori cred că aveau un peraj un pic mai mic, dar m-au dus cam 2 ani de zile. O să vedeți aici în față, lentila focusează. Vedeți? Și apropie fascicul luminos sau îl depărtează. Vedeți? LED-urile din spate se apropie. Sau se depărtează. E o treabă foarte bună, după părerea mea. Carcasa asta este metalică. Rama este făcută din aluminiu și interiorul este impermeabilă și are acest elastic care te ajută să o pui pe cap. De asemenea, suportul ăsta de plastic este de foarte bună calitate. Bun. O să vă arăt, e foarte puternică. Da, foarte puternică. Și pe măsură ce apropiem sau depărtăm fascicolul, vedeți, focalizează diferit, se împrăștie. Bun. Haideți să vă arătăm despre ce ar fi vorba. Vedeți, deci se concentrează fascicolul luminos. Poți să concentreze într-un punct. Sau poți să apropii lentila ca el să se disperseze. Este o lanternă foarte bună, vă recomand. Din păcate n-are vreo denumire anume. Așa arată cutia. Presupun că se găsește și online. Dar este o lanternă foarte bună și de foarte mare putere. Bun, deci are modurile de luminare în felul următor. Mod continuu, mai puternic și mai slab. Are un mod așa, un semnal luminos, intermitent
Și după cum vă spuneam, becul verde. Părerile sunt împărțite. Multă lume zice că becul verde este pentru ceață. Acum nu știu ce să vă spun, sincer. O să o testez și vedem. Bun. Cam atâta despre unboxing-ul lanternei. Dați videoului un thumbs up dacă v-a plăcut, un thumbs up dacă nu v-a plăcut. Abonați-vă la canalul meu pentru mai multe videouri de acest gen și ne vedem în viitor pe canalul. Zi bună!